Bine, v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru minți Deschise, în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pastile de Înțelepciune. Astăzi venim înaintea noastră cu o carte din colecția Colibri, scrisă de Alan Percy, și care face parte din campania Pastile de Înțelepciune, Turistul Interior, Un Ghid turistic pentru a descoperi cele mai fascinante meleaguri ale personalității tale. Alături de noi este Marius Vornicescu, un drag prieten, instructor de, de yoga și vom vorbi pe marginea acestei cărți Turistul interior, un ghid turistic pentru a descoperi cele mai fascinante meleaguri ale personalității tale. În prezent avem posibilități aproape, aș spune, nelimitate de a călători în orice colț al lumii. Însă, paradoxal, poate că cel mai neexplorat teritoriu este chiar interiorul nostru. Această carte, Turistul Interior, scrisă de Alan Percy, ne pune la dispoziție hărțile necesare pentru a iniția această călătorie pasionantă cu destinație necunoscută, pentru că, de cele mai multe ori, cum am mai și vorbit de altfel, contează. Călătoria pe care o facem prin viață, și nu neapărat destinația. În cartea de față veți găsi, dragi cititori, principalele metode de experimentare a unor stări de conștiință aparte și a unor schimbări de perspectivă care vă vor permite să transcendeți simțurile și să ajungeți în cele mai ascunse colțuri ale minții. De la autohimnoză și autosugestie până la călătoriile șamanice, visele lucide și mantre, Alan Percy trece în revistă tehnicile care de-a lungul istoriei i-au ajutat pe cei mai îndrăsneți exploratori spirituali să facă incursiuni în misterioasa lume lăuntrică. Și foarte pe scurt câteva capitole, câteva din tradițiile spirituale pe care Ellen Percy le cuprinde în această frumoasă carte, cum spuneam, autosugestia, autohimnoza, visele conștiente, meditația Samadi, de asemenea yoga, tai chi, chi kung, antrenamentul autogen, respirația holotropică, proiecția psihică, metacogniția, psihologia transpersonală. Psihologia gestalt, călătoria șamanică și multe alte forme prin care noi putem să explorăm această lume interioară pentru a ne redescoperi adevărata menire. Și aici, bineînțeles, gândul mă duce la. Pentru că fac diverse conexiuni, gândul mă duce la alte două cărți din portofoliul Editurii Herald și anume Ellen Watts Devin-o ceea ce ești și de asemenea Ramana Maharishi fi ceea ce ești. Așadar o carte frumoasă, Turistul interior, Marius Vornicescu, prima întrebare, ai citit această carte, ce ți-a plăcut la această carte pentru că este o carte în care putem să găsim așa un soi de esență sau de quintesență Într-adevăr, pe scurt Ellen Percy tratează în fiecare capitol în câteva pagini fiecare din aceste forme, să spunem, de meditație. E ca un soi de trecere în revistă, dar este bine pentru cei neofiți, pentru cei neinițiați să afle despre aceste lucruri. Bună seara și mulțumesc Sorin pentru invitație. Da, am citit cartea, noi am mai făcut emisiuni pe, pe tema acestei cărți uh, și spuneam și atunci că chiar dacă este o trecere în revistă cum spuneai tu uh, și scrisă într-un limbaj accesibil pentru uh, pentru toată lumea uh, mie mi-ar fi plăcut să am genul acesta de carte când eram în uh, începuturile mele de căutări spirituale pentru că că aveam setea aia de începător și eram avid de informații și de cunoaștere. Am prins și o perioadă în care nu erau atât de multe cărți ca acum. Recunosc și am zis asta și personal, Heraldul mi se părea Dumnezeu editurilor pe pământ, pe România, nu știu cum era prin străinătate, dar în România era... Aveam un prieten atunci și lucra la o librărie și toată ziua Citea din Herald și, așa, îl invideam că nu eram student și nu aveam bani să cumpăr toate cărțile, dar, rând pe rând, -am, Cred că am o bibliotecă numai cu Herald de cărți și mi-aș fi dorit atunci o carte mai. mai simplistă, așa, mai pentru, pentru mine, pentru că eram la începuturi și îmi doream o trecere în revistă cu cât mai multe căi pentru că îmi doream uh, să explorez cât mai multe, cu toate că eu atunci, în acea perioadă, uh, cu yoga defilam, yoga îmi plăcea foarte mult și uh, practicam, încetul cu încetul, uh, din gură în gură, cum era pe vremuri, că nu era de-abia apărut internetul, și ne anunțam unii pe alții sau prin afișe lipite pe stâlpi. Uh, Că a venit, nu știu mare ce instructor de tai chi de la București sau de qigong sau de uh, himnoză. Cam, cam tot ce a trecut uh, este trecut în carte. Uh, le, le luam pe rând. Veneau veneau în galați de unde sunt eu și uh, mi-ar fi plăcut să am să am habar de așa ceva. Când am citit-o acum doi ani, cartea, prima dată, cu toate că o parte din tehnici le știam și le-am practicat personal, pe unele nu le știam și au fost noutăți și pentru mine. Știam așa de unele sporadic, de altele absolut deloc. Și am zis să o citesc cap-coadă chiar dacă trec prin capitole, tre pe care eu zic că le știam. Gen yoga, tai chi, qigong, meditație, lucruri pe care eu le practic de 20 de ani. Și m-am bucurat uh, retrec, trecând prin uh, fiecare capitol pentru că uh, îți reîmprospătezi anumite informații uh, pe care zici tu că le știai una la mână, doi... Uh, limbajul folosit e foarte ofertant, e foarte atractiv. Pe mine mă prinde. Sunt atras într-o oarecare măsură și de limbajul academic, dar dacă aș avea de ales între un limbaj simplu, mai pentru toată lumea și un limbaj care transmite, cum este și cel din carte, și față de un limbaj mai academic, aș alege întotdeauna simplitatea, calea mai simplă. Bineînțeles că m-am regăsit cel mai mult în partea asta asiatică de yoga, de meditație, Qigong și Tai Chi. Sunt tehnici cu care am rezonat din tehnici pe care le-am practicat. Cu yoga și meditația și Qigong-ul am mers cel mai mult dintre toate tehnicile de relaxare, iar dar e o carte, cum să zic, e un, e un ghid, e un fel de abecedar Uh, nu poți să treci la uh, verbe și adverbe și subiect și predicat în limba română sau să compui până nu treci de abecedar. De... Cartea chiar este un ghid, e, e o busolă pentru toată lumea și chiar și pentru ce experimentați, pentru că eu am găsit în carte, după atâtea cărți citite, lucruri pe care nu le știam. Și atunci... Uh, Never say never, când spui că n-ai ce să mai înveți, tot timpul mai apare o carte, tot timpul mai apare o, o cheie undeva uh, uh, bine strecurată. Iar aici, uh, în continuare, rămân la părerea că Herald uh, ar trebui sponsorizat de la stat ca să-și continue munca de uh, traducere și de popularizare a uh, cărților spirituale, pentru că Na, voi atingeți o nișă de carte spirituală total diferită de restul editurilor din România și din punctul meu de vedere și nu doar al meu și și tu și uh, mulți prieteni comuni uh, e, e top ce faceți voi acolo pentru că bifați și veniți cu o nișă și cu o, o, o nișă pe care nimeni altcineva nu a atins-o, pentru că e și grea. Mă refer aici la tratatele de bază din toate tradițiile spirituale, de la Bhagavad Gita până la Tora, Pada, tot, tot. Adică acolo. Da, am găsit... de Jing. da tot, am tot, tot, absolut toate tratatele uh, posibile și imposibile. Uh, E o muncă titanică acolo. Pe, pentru mine, traducătorii de la voi sunt jos pălăria, pentru că nu e, nu e doar o muncă de... și tu știi asta, nu e doar o muncă de traducere, este o, și o muncă de adaptare și de interpretare. Nuanțele care fac diferența, practic, la aceste tratate spirituale, colecția uh, de zen pe care o aveți voi, care este fabuloasă și ce nume sunt acolo, ce, ce tratate sunt. Adică, din punctul meu de vedere, un, cititorul care pleacă la început de drum cu, cu cartea asta, un, un ghid care trece, practic, prin foarte multe căi orientale și chiar și vestice, poate după aia să-și exploreze dacă vrea, o, un anumit capitol din carte, cumpărându-și o, o sumedenie de alte cărți la un nivel foarte avansat și profe, profesionist pe care le găsește la voi. Adică, din punctul ăsta de vedere, bani și timp să ai să citești de la Herald și să practici tot ce e acolo, că... că de, fapt, de fapt, Ellen Percy, mă gândesc că în această carte, cumva... Uh, îți deschide, să spunem, apetitul. Da? Exact. Îți, dă să guști, exact. îți dă să guști puțin, așa că uh, întotdeauna m-am gândit la acest, uh, această carte ca un soi de uh, bufet suedez uh, spiritual, din care uh -huh. poți să guști câte puțin din toate delicatesele pe care le ai acolo. Și să-ți dai seama, de fapt, cu care gusturi, să spunem, exact. rezonezi, rezonezi mai mult. Și sunt convins că, dacă, uh, probabil, dacă uh, ar fi aflat între timp pe Alan și de alte tradiții sau de alte forme de, de spiritualitate, probabil că le-ar fi inclus în această carte. Eu știu, mă gândesc acum la, îmi vine în minte la mindfulness sau la. Human design sau la theta Healing exact. sau la uh, alte. Theta healing, Exact, alte uh, forme, să spunem, de vindecare spirituală, forme de cunoaștere spirituală, uh, care uh, își trag cumva, să spunem, Seva, tot din uh, tradițiile spirituale uh, milenare pe care tu le-ai pomenit puțin mai devreme. Mă gândeam și la accesibilitate, la faptul că este o carte ușor de, de citit, și la, da, că, da. și la faptul că Ellen Percy nu face, nu abuzează, cumva, să spunem, de anumiți, neintrând, de fapt, în profunzimea fiecarei tradiții sau fiecarei forme de meditație, nu abuzează de termeni și de, exact. de, de concepte. Pe care altfel le găsim, bineînțeles, în acele tratate pe care tu le pomeneai puțin mai devreme. Sunt tratate, sunt cărți foarte voluminoase care tratează probabil un singur subiect. Și mă gândesc că acum, de exemplu, îmi vine minte uh, cartea, tratatul lui uh, Mardicikovski despre doctrina vibrației și, uh, da, și vaismul da. din Cașmir, care vorbește numai despre, nișat cumva, vorbește numai despre această tradiție uh, spirituală. Da, și ce carte este uh, și ce șansă am avut uh, noi în România pentru că uh, prin voi uh, acest mare, pot să spui, mare maestru contemporan a reușit să ajungă în, în România și să țină conferințe, să țină seminar și să-și lanseze cartea în România la editura voastră. Adică pff, e ceva. Deci o carte, Turistul interior de Alan Percy colecția Colibri, o carte pe care tu o recomand și pe care și care ar trebui să, să o găsim în biblioteca oricărui cititor pasionat și, cum spuneai tu mai devreme, la început de drum. Mai ales la început de drum, dar uite că eu am citit-o după atâția ani de zile de diferite practici și tot am găsit noutăți în cartea asta. Adică, după 20 de ani și tot. Am, am găsit lucruri pe care nu le știam iar cele pe care le știam tot am aflat nuanțe pe care nu le știam adică o carte uh, sunt exact ca acele desene animate pentru copii la care ar trebui să se uite adulții cam așa e și cu cartea asta uh, avansat, avansat dar uh, tot găsești lucruri pe care într-o carte să zicem uh, mai pentru cei la început de drum. Adică se, se găsesc foarte multe informații și, e, pe, repete, pe gustul meu, e simplu scris, nu e ceva complicat, nu e, e all levels, cum zic americanii, e pentru toată lumea. Adică fiecare își găsește bucățica lui în, în cartea asta. Tot timpul mai e ceva de învățat, tot timpul mai e ceva de șlefuit mereu mai dai cu acolo la diamant să mai, să fie mai bine. Cartea asta îți poate oferi și poate aprinde niște beculețe pe care, la care poate nu te-ai niciodată. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre turistul interior un ghid uh, turistic pentru a descoperi cele mai fascinante meleaguri ale personalității tale de Allen Percy, o carte publicată în colecția Colibriș, și care face parte din campania desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pastile de Înțelepciune. Uh, nu uitați, toate materialele, interviurile cu invitații noștri le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și de asemenea și pe canalul de uh, YouTube. Uh, mulțumim foarte mult uh, pentru timpul acordat și pentru recomandarea pe călduroasă pe care, pe care ai făcut-o, Marius Vornicescu a fost alături de noi instructor yoga. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei amintite puțin mai devreme. Până atunci să aveți o zi binecuvântată. În continuare vă mulțumim cu recunoștință că sunteți de fiecare dată alături de noi și ne dorim să venim înaintea noastră cu titluri, cărți cât mai, cât mai interesante și cu informații cât mai utile. Să aveți o zi frumoasă în continuare, și lectură plăcută. La revedere, numai bine. La revedere.